și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi mă pornim la drum cu mașinuțele noastre. Eu am decis să-mi iau Zentorno pentru că nu l-am mai luat de ceva vreme și mi-a fost dor de el. Dar ei doi și-au luat mașinile astea din Mad Max. Inclusiv Pisica și-a tunat mașina în așa fel încât să aibă o grămadă de C4 pe ea. Zici că e complicat. C4! Și sunetul ăla, doamne! E creepy. Mie mi-ar fi frică, sincer, să intru în mașina asta să o pornesc, pentru că motorul ăla, dacă cumva se încinge puțin... Ia, stați așa. Vai de capul meu. Stați așa, să testăm. Oricum, înainte să pornim, vreau să vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate like-urile pe care le-ați oferit la episodul anterior. S-au strâns foarte, foarte multe și vă mulțumim din suflet pentru asta. Hai să pornim și noi. Zic că nu știu ce să faci, dar nu stai pe lângă mine, te rog frumos. Ești cu mașina aia, nu vreau să vii pe lângă mine. Cu un C4. Dacă faci accident, cu aia s-ar putea să bucuri. Da, dacă dai cu botul acum în ceva, că am văzut că un C4 în față. Uite-te, deci zici că e pom de Crăciun, nici măcar nu glumesc. Uite-te puțin la... Ai grijă cum o conduci. Ai grijă cum o conduci. Nu fac accident. Nu. Mamă, dar mi-e frică să merg în spatele ei, că dacă bubuie... Să mai spate... Oh my god. Mașina mea e rampă, într-un fel, pentru voi, pentru că voi aveți mașinile ridicate și a mea e lipită de pământ. Dar să văd, din spate te ridic dacă fac așa? M-am făcut mașina, am ridic. Ah, da, bun. Și perete. Și bum. No. Wow, cum era? Ia zi. Care-i treaba? Mergem acolo unde am vorbit? Nu știu unde, dar dacă tu știi o zonă, hai să mergem. Tu ești pământ de Crăciun. Hai unde, mă. Tu ești Rudolf, conduci drumul. E treceți mă în față. Dar e amuzant pentru că ea are și neoanele roșii, știi? Da, se potrivește. Pardon? Ma. Am frânat, deci, da. Deci la distanță de ea și tu mă împingi în față. Da. Hai, nu te apropie prea tare, că dacă face poc, mă... Ia uite-mă ce face. Bă, încă n-a făcut niciun accident, e bine. Bă, n-am încredere că n-a făcut doar... Să vezi tu ce... Era să te duci. Bă, apropo, da, acum mi-aduc aminte de fază. Ce, că s-au băgat tatuaje noi? A, bine, sunt mai vechiuți, n-am fost noi, știi? Bine, e, noi pentru noi. Dacă sunt cu update-ul la... De la felonii? Aha. Chiar era cazul să băgăm niște tatuaje. Dar nu ne-am mai uitat, știi? Primele. Nu știu, e pe aici, pe la ăsta, prin... Le aveți voi cu steluță, cred, dacă nu v-ați uitat. Acum, eu nu mi-am făcut în viața mea vreun tatuaj. Sunt curios dacă doare, frate, când îți faci tatuaj. Mihai, tu ți-ai făcut tatuaj? Da, mult. În realitate nu. Nici eu n-am în realitate tatuaje. Sunt curios dacă te doare, pentru că am mai văzut videouri în care se fac tatuaje și oamenii sunt unii care, bă, nici măcar nu schițează niciun gest și alții care, mamă, deci țipă pe acolo și fac ca toate animalele. Și mă gândesc ceva, să știi. Adică mi-apar cu steluță și unele, într-adevăr, nu știu. Le văd și eu cu steluță. Uuuu! Ramskull. Ia uite ce... E una care zice talk shit, get hit. Da, și arată o mașină cu sânge. Da, dar trebuie să nu-și dezbrăca de tot. Sunt mișto rău de tot, îmi plac. Poți să pun crew emblem pe piept, în stânga sus? Da, știu, poți să pui și pe haine. Mi-l-am pus și pe umăr, l-am pe umăr, dar nu-l pun pe... Astea sunt mai vechi, primele sunt noi. Aia îmi place cu mașina, talk shit, get hit. Adică dacă vorbești prostii, te calc. Mecheroasă. Lor, poți să spui STF-ul pe picior și e scris cu roșii. Pe bune? Da, și e primul. Poți să intru prin Mihai, lor? Poți să intru prin mine? Fleming Scan e locked. La noi poate însemna altceva la ei. Auzi tu, ca să deblochezi tatuajul ăsta, Earn... Ce trebuie să faci? Trebuie să câștig 10 plus kill streak in a deathmatch. Poți să-mi pun tatuaj? Doamne. Poți să-mi pun tatuaj pe față. Da, știu, eu am un păi în genel, nu știu ce aveți voi. Noi nu mi-am pus încă. Lol, un păianjen pe la... Da, interesant. Eu aș vrea ceva cu mașini. Lol. For the win. Pe gât. Mi-am pus eu pe gât ăla. For the win. Nu știu ce mi-aș pune. Semnul de dolari. Valoare. Ișor. Diamant. Un cap de mor ceva. Los Muertos. Hai că mi-am pus pe gât un Los Muertos. Iar în față eu n-aveam niciun tatuaj. Hai să-mi pun și în față un tatuaj. Mă fac de tatuaje, ești nevoit. Deja aveam tatuaje. Nu prea am cu ce să înlocuiesc. Eu în față nu aveam deloc. Lor, există...
Fii atent. Fac astea colorate. Deci dacă vrei să pui tatuajul pe mâna stângă, Racing Blond, hold the world record to unlock this item. Deci trebuie să ții un world record ca să-ți deblocheze asta. Aia e o pisică? Bad Cat of Spades. E o pisică pe... Mi-am făcut o pisică pe... Da, și eu la fel. Pe burtică. Da, la torso, stomach. E o pisică. Lol, ce cătărincă e. Acum parcă vreau să-mi fac caracterul dezbrăcat, să mi se vadă tatuajele. Da, și eu la fel. Pe asta vreau să fac. Da, da, acum... Pe burtă... Cum facem să ne dezbrăcăm, gen... O să mergem la... Hai să mergem, fiți atenți, știți ce facem? Mergem la haine și eu mi-au sutien că n-am cum să merg... Mergem și ne dezbrăcăm. Mergem dezbrăcăți. Hai să ne dezbrăcăm, toată lumea la kilo, toată lumea la kilo. Oh my god. Mergem pe plajă după. Cum se numea aia? Deci aici la stomac, care era Cat of Spades, sau ceva de genul ăsta. Bat, Cat of Spades, aia da, e o pisică înăuntru. Lol. Să avem toți pisica aia? Ce nu? Pumpa aia, am ceva care mi se pare mie un buzor. Oh, lol, am uitat cam ce pumpa. Ar fi să fie dojo-ul ăla în joc, gen. Chest. Poți să-mi pun bine, dojo pe chest. Bine, ca tatuaj, știi? Să nu, să plimbi în les, să-ți dai seama. Dacă ai fi să-ți faci tatuaj în viața reală, ți-ai faci dojo? Mihai? Nu știu. Cum fac să-mi scot de tot hainele? Trebuie să le... Trebuie să te duci la, cred că la fiecare în parte, Max, da, să le selectezi, să nu... A, da. Ce da, mai rapid le faci la magazin de haine, mi se pare. Păi sunt de la magazin de haine. Da, eu sunt la tatuaje încă mult. Ce culoare să-mi aleg eu acest minunat... No top. Designer, stai, și ăsta e Racing Jersey. Nu no, așa ca să fie de răzbuși. De unde sunt? De unde e vesta asta de motociclist? Păi nu contează, Max, vesta de motociclist. Du-te la oricare și îți spui... Oh, ce pura de... Pantalon totuși să avem pe noi? Lol. Păi, mi-au chiloți. Ia-ți bă, nenești tu niște boxer de aia și mecheroși. Oh my god, o să fie nebunie episodul ăsta că mergem așa, dar ok. Așa. Eu acum ies de la tatuaj de-am stat să mă distrez. Așa, păi eu caut pantaloni, că pantaloni aici nu prea sunt. Așa. Unde stați? Uite, ăștia cred că sunt, da, pants. Bine. Mi iau poștea și de aici. Cum fac să dau jos pantalonii de tot? Te duci la orice perche de pantaloni și dai nouă pants. Păi nu mi-arată, nu mi-apare. Păi nu înseamnă că trebuie să te duci la chiloți. Unde ai tu separat chiloții. Să achipează zile de baie. Să selectezi... Unde e încă? La chiloți? Nu știu, că nu mă pricep acolo la băieți. E la fel, mă. Am ajuns. Bikini se numesc? Nu. Păi vezi, așa am eu bikini. Stop subject. Oxel, dar unde ai bikini? Gen magazin la... când te duci? Sau da, ce? Nu, când mă duc la pantaloni, am o secțiune de bikini, da, știi? Okay. Și mi-au de acolo. Boxer ar trebui să avem noi ceva. Nu știu cum se numesc. Leather pants, sport pants, cargo pants, work pants, jeans. Dar n-am cizme de-alea. Ia zici mie, găsești să-ți dai jos pantaloni? Că eu nu. Acum stai, mi-am dat jos tricou și maroon running am găsit ceva, dar bă, nu, la noi nu sunt, gen, ori ții niște pantaloni mici, ori deloc. Deloc poți să mergi în... Nu poți. Ah. Ori nu poți să-i scoți deloc. Nu există. Sport suit, jeans, shorts, work pants. Dar să poți să-mi pun chiloți. Nu există. Uite ce mi-am luat. Uite-te. Yeah. Da, merge. De unde? Păi tot de acolo, de la... La care? Trebuie ceva curat, așa. Stai, că nu mai știu pe care am dat. Fitted, nu? Chinos, cred. Aba, nu. La... Sports, nu? Nu mai știu nici eu care... Shorts, nu? Cred că pe asta e și gen, îți alegi tu ce culoare vrei, știi? Dacă asta mi se potrivește, Santo Tropics, mai degrabă. Tropical, așa. Catering. Mergem la plajă, oameni buni. Păi ce facem aici? Bă, da, papucii și... Lol. Și cu casca asta în cap. Lol. Arată comic cu casca în cap. Am doi dăși pe mine și pe spate, uite. Ai văzut ce am pe spate? Hai să mergem. Ai bube, hai să plecăm, că mi-ai are bube, ia să văd. Nici acolo ți-a trecut, Mihai. Lol, uite tot ce pe el. Scoate dojo ăla de acolo, bă, Mihai, bă, că ai bube pe tine. Hai să mergem. Gata, ne-am dezbrăcat. Și acum, bine. Mergem la plajă sau ce vrei să faci? Dai seara. Da, hai să mergem. Unde poate ce se crăcănează? Ești nebun, ia. Poți să iei mașina aia. Hai, tanti, vino încoace. Nu pot să iau. You cannot pick up in this vehicle. Ce-a făcut mâna? Că s-a dezbrăcat și a plecat.
Probabil a vrut să te dezbraci așa, gata, dezbrăcat, na. Ia te lângă asta. Păi nu, eu nu pot să iau. Vreți să vă arăt ce fac? Vreți să vă... Nu, nu apăsa G. Nu te dupele. Plecați acolo puțin. Pisica se ducă să bube. Ai ratat una. Nu s-a văzut că am ratat una, ce? E regulă asta, n-are nimic. O să mă pe video înapoi, dar eu cred că am accentat-o și pe asta, nu cred. S-a văzut chiloții, aveau cu ce faci. Doamne, am dispărut din ce pat. Facem și noi clubul ăla de motociclist, Mihai? Hai. Facem. Că tot suntem aici aproape, dublu stânga. Ai văzut asta, da. Faci și dalea prin Forza. Hai să dau accept, că altfel nu mă lasă să... Bă, dar unde mi-a venit? N-a venit. Hai, acum. Okay. A murit cineva? Voi ați murit până acum? Mai a intrat cineva în... Nu, dar a dispărut ce patru pisica, într-adevăr, nu știu. Da. Și n-a intrat nimeni. Suntem păi, doar... Eu n-am murit. Și nici eu. Poate C4 dispare după anumit timp? După ce intru în Plus Shop să-mi schimb hainele? Cred că ți-a dispărut al tău, Mihai, că Max încă le are, că el mi-a pus mie acolo la faruri. Eu nu mai văd nici C4, să știi, pe mașina ta, nici măcar. Bă, hai să facem, deci sunt două variante ce putem să facem. Torch or Guns for Hire. Hai să facem Guns for Hire. Asta era cu fetele nopții, de trebuia să le apărăm vreo 15 minute. Uneori îți dă fetele nopții, uneori îți dă altceva, sau torci, nu mai știu ce e. Te duci și într-o zonă și trebuie să dai foc la... Deci trebuie să distrugi. Care vreți voi? Toci nu l-am mai făcut de mult ce-i drept. Da. Asta știu ce și eu. Că ei trebuie să protejeze ăștia, o posesiune, și noi trebuie să rezolvăm. Da, să protejeze. Protejează-mă. Le dau o cască de asta în dinți. Îi calmez. Știu, casca mea a plecat undeva, dar nu știu unde. Uite, mai pe motor alea puse din mine, au dispărut toate. Na. Bă, Mihai, vrei să apăs pe G? Eu nu mai văd niciun C4 la tine, să știi. Nici. Ba, dar sunt ale mele de pe motor. Eu nu le mai văd deloc. Serios? Nici. Asta e, dacă apăs G? Nu mai merge. Nu mai merge, nu? Ce da, deci cred că n-am intrat la tuning, cred că au dispărut. N-am intrat la tuning, nu ne-am intrat la tuning. La haine. La Mihai, se duce să-și ia haine. El zice că se tunează, înțelegi? Deci, când mergi cu Mihai în oraș, zice Mihai, bă, hai să ne tunăm. Uite, vă ajung. Ne luăm niște haine, adică. Păleu. Da, ești curios, e Zentor nu mai rapidă decât aia voastră, sau? Da, pe normal. Da, uite. Nu știu dacă... Tu, bă! Spre surprinderea mea, ale voastre sunt destul de forțoase. Da, e o viteză. Ah! Damn it! Lol. Ai văzut, da? Bravo! Ia uite! Mamă, ce-a spurat ăla! Care veniți? Săracu! E viu! Du-te, pisică! E viu! Dar mașina lui nu mai e în viață. Uite ce viteză am luat. Da, mașina mea e cu asta. O plintă. Mașina mea e... zici că-ți faci freză în ea. Bă, chiar sunt mașini de-astea oare în viața reală? Care? Nu cred că ai voie să faci cu ele. N-ai voie să-ți faci foc? Nu cred că ai voie să-ți faci culoarea asta. Știu că se poate pune în talonul... Păi unde îți pui tu la mașină, nu știu exact. Gen... Se cheamă, mă? Să nu declare o culoare. Să o declare multicoloră. Da, multicoloră ar fi cromul, că reflectă lumina. Să mă gândesc. Altfel cum ai putea să ți-o declari? Gen... Dom'le, e o oglindă! Off-road! Aoleu! Woo! Haide mașină, haide! Nu sperăți! Și deci mă gândeam că poate nu e voie din cauza că poate se reflectă lumina prea tare și deranjează. Și deranjează, știi, alți șoferi. Dar nu știu de ce nu-ți dă voie cu neoane pe mașină, că ce rău faci cuiva. E mai ușor de văzut de poliție chiar, adică... Deci fii atent, ai voie cu neoane, din ce ținem minte, atunci când stai pe loc. Gen, dacă tu îți faci neoanele să se aprindă când o parchezi, e ok. Pornești, se închidă, gen. Păi și atunci ce mi le mai pune, te pisici. Bă, nu știu dacă așa e sau nu, poate vorbesc ca eu, dar... Ce piulata asta, știi? Așa zis eu. Bă, trebuie să dăm foc. What? Băieți? Da. Trebuie să le dai foc cu molotovă, da. Merge și cu explozive de-astea. Ia, dați mă foc, mă, băieți. Pisica, miau. Ia, auzi. Vezi că o să bubuie.
oamenii dezbrăcați care aruncă cu motor. Cred că arată stranii, rog. Ia de aici, bă, băiete, bă! Ia uite-l pe ăsta. Ia la foc. Și eu la foc. Suflă, Max, suflă! Da, asta nu o să... Stai că să-mi scot lansatorul de... Fuck! Da. Mai una acolo. Mini lansatorul de buzunar, ia să vedem. Așa. Mai sunt două, nu? Că două, nu? Una acolo. Dar nu știu unde sunt. Pauză. Uite aici jos. Încă una, încă una, încă una. Mă, care n-a? Aici. Unde? Ferește, ferește. Da, da. Aha. Aha. O, asta a fost 31 de mii pentru misiunea asta așa de ușoară? Da, a fost mișto. Chiar super tare. Cred că cea mai bună variantă, dacă vreți să ajungem înapoi în oraș acum, ar fi să fac eu organizația. Mă, nu suntem foarte departe. Ce suntem? Putem să luăm un avion de la Trevor, suntem aproape de Trevor, aeroport. Da. Nu mai ce să... Cred că durează mai mult să ne dăm voi să știi organizații. Hai să luăm. Uite pe aici! Aha. Mersi? Bravo. Stâlpul ăla e mai puternic decât un tank. Bă, ce ceartă asta dintr-o dată? Nu știu, eu nu văd ceartă. Da, vezi eu ceață. Da, 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 ai ceață. Ai frate, pe bune. Era șansa mea să fac pe Max să creadă că, e, că nu-i ceață. Aaa, ok. La pisica ceață-i de lege. Bă, trebuie de aici. Pisica are părții ceața. Opa. Aș vrea să încerc, gen, să iau un avion, să mergem la pușcărie cu avionul. De care avion? Îl parchez înăuntru, știi? Păi doar bază, cred că ai vreo șansă și ăla e greu. Că nu prea e mult loc liber să... Hai să văd, să văd ce avem disponibil. Sau, știi ce? Poate îmi dă Pegasus. Ia stai că sunt la Pegasus, să vedem dacă îmi dau o bestră. Ia Pegasus, îmi dai și mie o bestră. Pegasus... N-am putut! Uite aici bestră mea. Ai intrat pisica în spatele meu și am băut atunci 4. M-a apăsat eu pe G. Și nu uitați să apăsați și butonul de like. Dacă vă place seria noastră de GTA Online și vă mai doriți episoade în fiecare seară, apreciem foarte mult. Bă, mie mi-arată că mi-a dat-o aici. Aha, mi-a schimbat poziția, dar măcar mi-a dat-o, ok. Nu mă, și pe mine undeva mi-a, hai să-mi iau și eu ceva. Bun, eu mi-au bestra. Nu mi-au bestra, de ce nu? Ce avion să-mi iau? Dar vezi că păi, ai mai multe avioane, că de obicei pe aeroportul... Bestra e singurul care poți să-l aterizezi cum trebuie. Da, nu trebuie să-l aterizezi neapărat. Eu, Titan. Asta mi-a venit mie ideea, dar gen. Asta, da, într-adevăr, bestra se plătează ușor, se manevrează ușor. Faza e că mie mi l-a dat, da, mi l-a dat la celălalt aeroport. Vezi un elicopter pe aici să traversezi la... Da, da, e aici, e aici. Uite, n-am plecat, ai cum, spatele aici, mă uit acum, pușcărie cum e, dar nu prea... E liniște momentan, nu? Băi, ce-i drept, dacă zbori deasupra pușcăriei, nu-ți dă stele, nu? Ba, parcă îți dăm, dar trebuie să treci fix prin centru. Stai așa, că vreau să... Nici o stea nu mi-a dat, exact să zbori jos. Dacă zbori la înălțime sus, mi se pare că nu-ți dă. A, mi-a dat acum, lol. Vezi? Stai zic că-ți dă. Hai că vin cu... Nu poți să dai bribe? Cred că ai pe unde. Ba, da, dar nu... A, stai că n-ai cum, că nu ești firmă. Da, na. Dar oricum dădeam degeaba, dar bă, aoleu, tu știi că-ți dă 4 stele instant? 4, nu? Păi, ce ți se pare normal să... 4 ești! Ce ceață e, frate? Abia văd ceva în aer. Dol, care e cu parașuta? Eu... Scuze? Ce zic? Gata, pușic. Zic că unde ești? Nu faci. Zic că ești bine? Am văzut pe cineva în aer și am simțit nevoia să intru în el. Cine e? Bum. N-am știut cine e. Hai, că oricum nu poți să aterizezi aici cu avionul, dar după ce erai cu parașuta... Păi eram cu Titanul. A, te-ai aruncat din Titan. M-am aruncat din Titan. Eu am zis că să-l aterizezi în pușcărie, nu să te parașutezi în pușcărie. Ete... De unde, cum să-l aterizezi acolo? Nu să văd dacă e suficient, un Titan care parcă super... aici ar fi suficient loc din partea asta, dar nu cred. Cred că o să bubui, dar oricum încerc. Hai că vin și eu după tine, bubuim împreună. Sunt sus aici, gata. Bă, sunt pușcăria și aici, ești nebun? Și? A mers, a mers! Băia! Vreau autografe? Băia, sunt pușcăria și înăuntru, tu vezi? Salvați-i! Salvați-i! Dacă încerc să văd unde ai aterizat. De ce umori, săraci pușcăriași?
I-am salvat. Deci tu salvat? Unde ai aterizat? Nu, no, într-un pușcărie am aterizat. Acolo? Da. Hai, cu Vestra poți să aterizezi, dar cu Titanul nu ai. Am văzut aia, o posibilitate de aterizare. Da, scoți, frate, ce cu Titanul, niciun caz n-aveai. Dar mă mir că sunt pușcăriași înăuntru, că de obicei nu merg. De obicei nu vezi. Uite, pușcăriașul a fugit. Stai acolo. M-au auzit-o? Că vin. Nu eu. Uleu, Mihai! Uite. Lor, bravo. A reușit. Bravo. De ce fuge pușcăriașul? Am unde o să se ducă, frate? Mamă, dar ce trag ăștia. Da, știu. E că focusul acum e pe tine. I-am scăpat. Ha, mărcă cu mult. Ui! Oricum, nu mă așteptam să... Poți aterizezi. Mă așteptam să poți aterizezi în pușcărie, că sunt foarte multe obiecte rigide în care te poți lovi. Ai mai decolat? Da. Da. Uite-mă deasupra ta. Valeu, ce-a fost asta? Nu știu, s-a prăbușit un elicopter. Ce-a făcut, mă? S-a panicat când te-a văzut sau ce? Mă, eu am fost. A, tu ai? A, pisica că face haos pe aici, nu știam cine. Bă, mi-a murit motorul, nu! De unde? Bă, motorul... Îți dai seama că eu sunt dezbrăcat în pușcărie acum? Da, ești dezbrăcat, îți dai seama cât atractiv ești pentru pușcăriaș. Sună ciudat. Sună. Nu, Daniela, nu mai trage, nu! Te rog, nu! Bă, ce plăcere aveți voi să trageți în mine, bă, polițiștilor? Ziceți-mi și mie. Da, sunt mort. Ah. Acum mă întreb. Tu poți să ai armură când ești dezbrăcat și să nu se vadă? Cred că da, nu? Da, te lasă jocul să faci vizibil sau invizibil. Iată pe Mihai, bravo. Wow, ce haos. Ai flipped. Vrei să-l nimerești pe Mihai? Da. Nu. Nu mă puteți nimeri pe Mihai. Care nimeri și pe Mihai? Pe Mihai? Mihai? Aterizează. Unde sunteți voi? Hai Mihai, încoace unde ești. I have a plan. Hai să-ți dă, am prăjiturile. Nu încoace. Vrei cu lapte? Nu încoace. Kamikaze Banzai! Ce vreau să-ți dau, știi când vine moșul și dai prăjitură, dar... Nu mai știu vreau să faci kamikaze mine. Vine moșul și dai prăjitură? Ai văzut prin filme, așa se face. De asta când vine moșul Crăciun, să-i pui o odea cu prăjituri și lapte. Păi dacă pui, știa... Pui mănâncă prăjituri și rămâne în gât, înțelegi? Și ca să-l plătească, e de clar. Nu știu de ce, dar am cască de la vin, mi-a rămas. Da. Am găsit vreau o odea, tata, haideți aici. Vreau tractorul ăla. Vrei tractorul? Hai bă, că eu am găsit asta. Dacă eu vreau tractorul. Băleu, dar oricum dacă tragi în mine, n-are ce să-mi fac asta, e prin dată fructul. Ia și trage, ia să văd, ia. Ți-am dat pe la jos ca să... Ia, și tu cu spatele tău, ia. Dă-i și tu așa. Polițist! Am somn! Bă, la călcatul e imposibil, soat! Tai. Hai, farmi. Alo, uite, hai să vreau. Da. Am safe, go. Dacă vrei. Ha, mă, dă-i acolo, trage-mă. Ha, mă, prietene, dă-i. A, poate să facă-ți. Uite trenul. Ia să vedem, câtă muniția ai, ia să vedem. A, pe Mihai, infinită. Ăsta nu mai încarcă, uite cum se duc cu spatele. E bine, te nimerește în spate, vine în față dacă nu se nimerească. Nu mă nimeresc în moment. Momentan nu m-a nimerit. Eu am văzut că trăgeau în tine. A, da, uite, mi-a scăzut. Vine în față dacă vrei să nu te prindă ăștia. Hai. Lași pe față să te împiedici, hai. Închide ușa. We are așa, safe. Yes, hai, ce părere ai de această situație? Păi? Ia uite, uite-te la aia de după adevărat, baricată. Câte glânțe eu. Uite-te la aia de după baricată, dacă vrea. Da. Ce faceți băieții? Ziceți băieții. A? Bă, aș bea o cafea. Zică, tu ce faci cu tractorul ăla? Eu fac aici cu tractorul ăsta. Mi se pare că geamul ăla la terasă se sparge la un moment dat, dar la de față nu se sparge. Uite puțin ce fac. Nu mă gândi la mie. Mie îmi sparg geamul, ești nebun, dar eu n-am stele. Ai tractorul picat, stai seama, nu ai. Îmi spart o nuantă. Deci poliția nu poate să-ți facă tu când ai mașina asta. Da. Dacă stai în față. Poate să spargă roțe și atâta. Ce de super straniu, gen. Dai. Asta, aici, prietene, ai crezi? Hai să teleport. Dar pisica încă n-a murit, nu. Pisica nu știa că aia are... Pisica este... N-am stele, am și zis. Am stele, ia stai aici, dar...
I-a dat și mie damage, m-a atins cu un glance. Așa se spune, așa la Rockstar Verified. Am prins pe asta, da. Dar era o distractită, așa că ai să mai faci, mai faci care are nimeni. Rocket Car? Da. Rocket Car s-a avut timp pe timp de noapte, hai să facem pe timp de zi. Ok, no active race found. Nu e cursă cu mașini speciale, e cursă destul de distractivă și mișto. Dar vreau time of day, morning. Dar cum ar fi să setez trafic pe on? A, nu mă las. Mamă, cum ar fi? Mă gândeam, zic, gen, n-are nicio logică. Unde ar fi traficul pe cursă? Nu cred. Măi, încearcă. Dar tu știi ce făceau unii? Deci m-am uitat la niște, ci că cum să câștigi fiecare cursă sau ceva de genul ăsta. Și erau cursele alea normale de biciclete. Așa. Bă, frate, și erau gen, puneau trafic și se dădeau jos pe biciclete, luau o mașină și câștigau cursa în fața la toți bicicliștii. Funcționa! A, văzusem și faza asta odată. Sau reușea să-și comandă un motor cumva. Parcă mai merge și chestia asta. Aia nu mai e cursă de biciclete, înțelegi? Adică... Problema la faza aia e că îți dă voie jocul să te dai jos pe bicicletă. Aia e problema. Ar trebui când piși după bicicletă să mori. Da. Și să te respawnezi intenționat, știi? Bun, acum e dimineață. Cursa asta o făcusem pe timp de noapte. Mă facem pe timp de zi să vedem cum e. A, aveți grijă că e strâmb pe aici. Grijă mare. Ha, nici n-ai cum să-l depăși. Stai, ce să faci? N-ai ce să faci nimic. Să-l depășesc pe mine, ai unde? Și aici trebuie să frână! Așa. Era să... Mamă! Na! Na! Grijă, băieți! Bine că ne-am îndreptat. Sau? A. Na, frână! Te-ai dus! Rupe frânele! Pe bune! Uite-te la mine! Pisica că zăstră. Am văzut! Era să mă lovesc de semn de la de stop. Ai văzut cum am dus, bă! Te-ai dus rău de tot. Bine, cursele astea de la Rockstar Verify sunt un pic mai greuțe, ce cred, dar... Sunt, da. Până acum, cele custom... E bune, mă, merg și pe tavan și peste tot. A, știu cursa asta, mi-am lăsat aminte de ea, gata. Da, păi mi-am lăsat aminte din prima secundă de ea. Sunt tunelele alea, dreapta stânga de te aruncă, lipsește tunelul pe o parte. Frumos, mai ales sotuciu care aruncă pe tot rău de tot, adică... Uuuu! Uuuu, am sărit peste frâna de stop, lol. Eu știu cum am lovit odată cu sistemul ăla. Uai, de cap. Deci am sărit peste frâna aia de stop, să știi, când am făcut loc. Și eu la fel, dar mă duc uși. M-am dus bine, totuși. Am pus uși, dar gen, am luat checkpoint-ul, deci mă dă tot deci. A, e bine. Și care a fost fapt, am luat checkpoint-ul pe lângă checkpoint. A, greșit un pic. Am patinat bravo, un hai, de bravo, slide. Bravo, pe scala cu 1, loc 1, bravo. Posibil. Mihai, ce faci? Hmm? M-a dezamăt. Sunt pe aici, prin tunel. Acuma mea, alunecă fugul la X80 prin tunel. Fuge. Și cum s-a ridicat puțin pe tunel, gata, s-a dus fundul într-o parte. Aoleu, lupurile astea. Aoleu, am sfidat moartea un pic. Moartea vieții. Stai că vin niște viraje de alea mișto. Am greșit o eră. Lup. Bravo. M-am învârtit un pic. Cu cel mai mare și fioros. Pe bune, dar... Mamă, cum ați găsit pe mașină? Trebuie a făcut drift și a căzut. Dar nu vă recomand drift cu X80. Păi oh, fac fără să vreau să știi. Am luat mare, tot la unele faze de aici, gen nu cotește deloc mașina asta. E o mașină super bună, dar nu pentru curse de astea. Mai vreau un lap. Mai vrei un lap, da. Băi, destul de lungă, n-ai ce zice. Fă singur, Mihai. Nu. No. Gata, pisica DNF? Ia să vedem. Ia să vedem dacă e pisica DNF sau dacă nu. Nu cred. Ce e posibil? Da, pisica orice este posibil. Stai să vedem unde e. N-are șansă cu DNF, decât dacă pic aici. Și dacă pic aici, cred că tu nu ia DNF. Trage frana de mână și învârte. Cam așa. V-am intrat în ăla. La mine pe ecran n-apare că a intrat. La mine s-a văzut că a lovit. Bun,
Asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!